Expoziția numită Ilustrații din cuvinte, expoziție de caligrafie, este organizată anual de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, în parteneriat cu Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești. Am încercat să realizăm niște cărți poștale și prin caiete de caligrafie. Asta este participarea elevilor de la colegiu. Proiectul Caligrafia Arta Scrisului a fost inițiat de doamna profesoară Ioan Elena Butunoi și se concretizează prin această expoziție care are loc la sfârșitul anului școlar la noi, la Muzeul de Istorie. Proiectul din Caragiale a pornit de la ideea că fiecare adolescent are nevoie de exprimare. Exprimarea constă în gânduri, dar și în gânduri scrise. Și uite așa, în urmă cu 8 ani, a apărut ideea Caligrafia Arta Scrisului, să-ți pui gândurile pe hârtie, dar nu oricum, într-o exprimare frumoasă, aproape de artă, cu convingerea că cineva îți va citi spusele. Elevii sunt receptivi și participă la proiect, deși trăim într-un secol în care această artă a fost înlocuită de către noile tehnologii informaționale. Este o experiență minunată și mi-am dorit să capăt experiență, place foarte mult să scriu de mână și chiar este minunat să faci acest lucru. Și cum preferi să scrii, de mână sau pe calculator în general? De mână prefer să scriu, pentru că poți să-ți exprimi mai ușor gândurile. Acest proiect ne reamintește de scrisul de mână. Acum toți tinerii sunt cu tastaturile, telefonul și nimeni nu prea mai scrie de mână. Așa că am vrut să ne reamintim cum este. Cele aproximativ 50 de lucrări ale elevilor pot fi admirate în holul Muzeului de Istorie Prahova timp de o lună.